Aș dori să deschidem la Matei 25 în seara aceasta și cei care urmăriți pe Scriptură și cei care urmăriți pe Promptăr de la versetul 14 la 30. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care când era să plece într-o altă țară a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi și altuia unul. Fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Îndată cel ce primise cei cinci talanți s-a dus, i-a pus în negoți și a câștigat cu ei alți cinci talanți. Tot așa cel ce primise cei doi talanți a câștigat și el alți doi cu ei. Cel ce nu primise decât un talent s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora S-a întors și le-a cerut socoteala. Cel ce primise cei cinci talanți a venit, a adus alți cinci talanți și a zis, Doamne, mi-ai încredințat cinci talanți. Iată că am câștigat cu ei alți cinci talanți. Stăpânul său i-a zis, bine robun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei doi talanți a venit și el și a zis, Doamne, mi ai încredințat doi talanți. Iată că am câștigat cu ei alți doi talanți. Stăpânul său i-a zis, bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești o care se cer de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. iată -și ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns, rob, viclean și leneș. Ai știut că se cer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare se cădea ca tu să-mi fi banii la zaraf și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talantul și dați-l celui ce are zece talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Dragii mei, în seara aceasta, cu ajutorul Duhului Sfânt, Aș vrea să mă apropii de acele suflete prezente în adunare, care de foarte multă vreme nu mai sunt nici reci, nici în clocot. Acele suflete care au ajuns într-un soi de rutină și superficialitate în umblarea, în trăirea, în experimentarea Harului Lui Dumnezeu. De fapt, mesajul din seara aceasta se intitulează Dumnezeu și ocazia pe care ne -o oferă. Au trei principii despre Dumnezeu și ocazia care ne -o oferă fiecăruia dintre noi. Aș începe în seara aceasta după acest extraordinar evantai de cântări, una mai frumoasă ca cealaltă, care de fapt m-au și condus da, spre mesajul acesta, pentru că sunându-mă un oră de an, eu colaborez cu foarte multe biserici din cetatea dumneavoastră de vreo 30 de ani, da, cu unele de mai mult timp, cu altele de mai puțin timp, cu unele deloc, dar pe toți frații și surorile de aici îi iubesc în Iisus Hristos pentru că este singura variantă să ajungem sus în cer. Amin. Dar m-a sunat și m-a întrebat cam de unde și spuneam trebuie să iau temperatura spirituală a Sfinților de la Maranata. Pentru că, după cum bine observați și fratele poate să verifice, nu duc lipsă de mesaje, marea problemă nu este pentru un predicator, pentru un evanghelist, păstor sau învățător ce să predice, ci de unde să predice. Pentru că dacă luăm în calcul că toată lucrarea pe care o desfășoară Dumnezeu în biserică se face în puterea Duhului Sfânt, glorie Duhului Sfânt, atunci nu mai putem spune Cred că s-ar potrivi sfinților din Maranata mesajul ăsta, sau pentru mine, predicator obosit, ar fi mai fain mesajul ăla că îl stăpânesc așa ca pe Tatăl nostru. La una din cântările pe care leviții le-au intonat spre slava Domnului, Duhului Dumnezeu îmi spune: du-te spre Matei 25. Și de vreo 15 ani încoace, continui să nu mai planific eu. Pentru că tot el mă inspiră și tot el și spune din textul ăsta. Credeți-mă că habar n-am care sunt relațiile dumneavoastră în materie de colaborare și relaționale cu Dumnezeu. Nu l-am întrebat pe fratele păstor și nici pe frații cu care în alte ocazii am slujit de la acest vot. Dar Duhul lui Dumnezeu îmi spune, în seara asta vorbești despre răceala sufletului. Și există o poezie foarte frumoasă pe care am să încerc foarte rapid să o declam, scrisă de un păstor anonim. Da? Adică un tip care nu avea o carismă deosebită, care nu călătorea foarte mult, care nu era înzestrat cu foarte multe daruri, dar Fiind un păstor umil, a scris o poezie și prin asta s-a remarcat. După trecerea lui la cele veșnice, a rămas poezia aceasta care se intitulează Răceala Sufletului. Și pericolul acesta ne paște pe toți. Mai ales în ultima decadă dinaintea revenirii Domnului Isus. Și aveți grijă că aveți un nume pretențios, ca și noi de altfel. Adică Domnul nostru vine. Amin? Amin. Și dacă vine, noi știm. Că va trebui să ne găsească veghind și lucrând. Amin? Amin? Încă o dată, veghind și lucrând. Amin. Nu veghind și așteptând și rumegând și mestecând gumă, crezând că totul este ok, că noi, noi suntem mântuiți și nu mai trebuie să facem nimic. Răceala Sufletului de Greg Levy conduce la tipare păcătoase de comportament care nu sunt niciodată confruntate și schimbate. Abilități și talente care nu sunt cultivate și dezvoltate până când, atenție, săptămânile devin luni și lunile ani. Și într-o zi, privești înapoi la o viață de conversații profunde, intime, cinstite, pe care nu le-ai avut. Rugăciuni curajoase pe care nu le-ai spus niciodată. Riscuri extraordinare pe care nu ți le-ai asumat. Daruri pline de sacrificii pe care nu le-ai făcut vieți pe care nu le-ai atins și la un moment dat stai într-un fotoliu ca un suflet zbârcit cu vise uitate și realizezi că lumea era plină de nevoi disperate și că un Dumnezeu mare te-a chemat să fii partea a ceva mult mai mare decât tine însuți. Erai persoana care ai fi putut să fii, dar nu ai devenit pentru că nu i-ai răspuns chemării și ai preferat să ascunzi talentul. Poezia aceasta m-a cercetat foarte mult la începutul acestui an. Și pentru că fac parte din aceia care cum vine anul și trece anul, la noi vine chiforeanul, dar vine și schimbarea prefixului, M-am gândit după aproape 40 de ani, din care 38 de ani de slujire, dacă ar fi acum, când am pășit pragul celor șase decenii de viață, să-mi ceară Dumnezeu socoteala pentru cât mi-a dat, ce aș putea eu să aud? Fiți foarte atenți. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu sunt o persoană binecuvântată de Dumnezeu și s-a cântat în seara asta despre binecuvântare. Binecuvântare, după termenul ebraic, din ebraica veche, bet hashmash, înseamnă a fi gata să beneficiezi de tot harul lui Dumnezeu. De altfel, a doua literă din alfabetul ebraic, beta sau bet, după prima alef, este imaginea stilizată a unui individ îngenuncheat. Toate literele din alfabetul ebraic au niște semnificații pentru aceia care v-ați bătut sau au încercat să vă bateți capul cu limba Vechiului Testament. Ei bine, imaginea acelui individ care stă în genunchiate este imaginea unui beta, cam așa, în genul acesta. Cu alte cuvinte, niciodată binecuvântările nu vin până când tu nu îngenunchezi și recunoști că depinzi 100% de Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Textul din seara aceasta, din pericopa Evangheliei după Matei, vorbește despre o pildă foarte cunoscută. Dar așa cum o să vedeți descoperită de Duhul Sfânt în seara aceasta prin omilul slujitor, veți constata în seara aceasta că, deși o știți pe de foarte mult sau majoritatea, îmi place să cred lucrul acesta, foarte mulți veți descoperi valențe noi. Nu v-ați gândit niciodată la așa ceva. Nici eu, în liniștea dintre ani, Undeva departe de România, când totdeauna la confluența dintre ani, deși sunt încărcat cu multă slujire, prefer să am și refugii. Și anul acesta am fost undeva în munții alpi. Pentru că am zis, este o vârstă de referință, Dumnezeu m-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări, dar ea imaginează stuchiforianule că ești la tablă să dai socoteală. Ai călătorit, ți-a achitat Dumnezeu biletele de avion, hotelurile, ai locuit în cele mai luxoase case ale fraților de pe toate continentele, ai călătorit cu metrou, cu avionul, cu vaporul, cu trenul, ai fost pe patru din cele cinci continente. Ei, chiforeanule, acum să te văd! Și vreau să vă spun, iubiți ascultători, măriile voastre chip de lut, Că așa cum vom vedea în seara aceasta, nu va scăpa nimeni de treaba asta. Prea mult har ne-a dat Dumnezeu și înainte de Revoluție și mai ales după Revoluție, glorie lui Dumnezeu. Și textul ne vorbește despre un stăpân, un stăpân foarte bogat, care dintr-o dată se hotărăște să împartă averea așa cum consideră el. Imaginați-vă în seara aceasta pe acest stăpân extraordinar de bogat, care are averea celui mai bogat om de pe fața Pământului, e vorba de uh, fondatorul Microsoft Bill Gates, 74,5 miliarde de dolari, da, e averea lui, adăugat și averea lui Carlos Slim, al doilea de pe Pământare, și ăsta vreo 64 de miliarde, mai adăugat și a lui Warren Buffett și a, lui, uh, și a Sultanului Bruneiului, care are vreo 40 de cadilacuri placate în aur, da, și uh, Rolls Royce-uri, și vă rog, să, vă rog să vă, gândiți la cineva extraordinar de bogat. Și noi știm cine e acel foarte, foarte bogat. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Aleluia! Slăvit să fie numele Lui! A -a -a. Și dintr-o dată el spune, hei, termin cu calitatea de slugă, nu mai. Și unul ia, spune textul aici, în altă parte spune, i-a dat 10 talanți, unul ia 5, altul 2 și altul ia 1. Și aș vrea în seara aceasta să ne oprim puțin la Dumnezeu darul. Știe cineva care este echivalentul unui talent? Cam ce salariu? Știe cineva? Nu vă grăbiți că s-ar putea să greșiți, da? Spuneți că suntem liberi în Hristos. Amin? Un talent este echivalentul salariului pe 15 ani. Wow! Ce spune textul din seara aceasta? că și aceea dintre noi care gândim în termenii celui de al treilea păgubos slugă, avem măcar 15 ani de har din part și resurse din partea lui Dumnezeu, glorie lui. Dar ea, uitați-vă la cel cu doi talanți, 30 de ani în care are totul la dispoziție să-L slujească pe Dumnezeu. Și uitați-vă la cel care, atenție, aceea dintre noastre care considerați că deja având o vârstă biologică trebuie să ieșiți la pensie. Mai mult, și dintre tinerii care sunt deja obosiți. Ah. Și sunt ca macaroanele fierte în adunare. Da? Nu mai cântăm, nu mai postim, nu ne mai rugăm. De ce? Viața e dinamică, frate păstor. Păi am parte Măria ta, chip de lut, 5 talanți, ori 15 ani. Spune fratele foarte bine, 10 cu felicitări. Adică are resurse ăsta pentru 75 de ani de lucrare. Dar i am împărțit și 15 ori 10 din Evanghelia Sinoptică, care vorbește despre aceeași pildă. Cât? Pentru 150 de ani. Wow! Și văd că s-a făcut liniște la Maranata, nici copiii nu mai respiră. De ce? Pentru că eu în seara aceasta, iubiții mei, vreau să Vă ridic mingea la fileu ca să folosesc un termen din sportul cu care am cucerit câteva medalii la nivel național, voleiul, da? Și să vă spun că fiecare dintre noi, fiecare dintre cei prezenți în seara aceasta aici și fiecare dintre cei șapte miliarde de pe fața Pământului au primit o șansă, șansa vieții lor. Slăviți să fie Domnul! Amen. Și în seara aceasta dați în voie, dați în voie să... Vă vorbesc despre Domnul Darului. Dumnezeul acesta, spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeul acesta a dat fiecăruia și nu are nimeni nicio scuză. Câte un măcar un talent. Ai trăit cumva cu ideea, fie prieten, fie musafir, fie copil de pocăit, nepocăit, fie pocăit care, repet, a intrat într-o oarecare rutină și -o oboseală, că n-ai primit nimic? Ai primit... În seara aceasta, Biblia ne vorbește despre acest Dumnezeu măreț, care dă fiecăruia dintre noi și e șansa veții. Ce veți face? Apropo, cu ce va da Dumnezeu până acum? Și cred că nu e nimeni care poate în seara aceasta să se ridice și să spună și să spună cumva, nu cred, n-am întâlnit încă, eu n-am primit nimic de la Dumnezeu. Haideți să, să luăm doar câteva din darurile pe care le-a dat Dumnezeu. Întâi de toate Dumnezeu ne-a făcut suflet viu. Uf! În ebraica veche este rua, suflare de viață. Știi ce înseamnă pentru tine imposibilitatea aerului lui Dumnezeu pe care să l respiri în 40 de secunde în medie, spun cercetătorii, media oamenilor nu rezistă mai mult de 40 de secunde fără ca să inspire aerul lui Dumnezeu. Și noi respirăm toți, toți respirăm aerul lui Dumnezeu, gloria lui. Toți călcăm pe pământul lui Dumnezeu. Amin. Toți bem apa lui Dumnezeu și suntem 64, 65, după alții 67% din vehiculul ăsta e apă. Dar venim de acum la cu adevărat binecuvântări. Ne-a făcut copilul lui bogat la Golgota prin Domnul, amin? Ne-a înfiat prin Duhul Sfânt și putem spune cum? Ava! Și suntem sau nu suntem copiii Domnului? Amin. Mai mult decât atât, zi de zi, în fiecare dimineață, acest Dumnezeu măreț, bogat în îndurare, mărit să-i fie în numele Lui și tot poporul să spună, amin, amin. revarsă din harul Lui în fiecare dimineață. Amin. În fiecare dimineață, El revarsă din harul Lui și mai mult, Până în seara aceasta, la orele 19:30 de minute, Harul lui Dumnezeu n-a fost luat din biserică. Duhul Sfânt se mișcă în adunare. Tu ești în adunarea copiilor lui Dumnezeu. Prezent în adunare este fiul lui Dumnezeu. Prezent în adunare este Sfânta Treime prin autoritatea Tatălui și prin Duhul Sfânt care mișcă sufletele și care ne mișcă conștiințele, gloria lui Dumnezeu. Dar stați că nu s-au terminat. Nu s-au terminat bine cuvântările și darurile. El s-a dus să ne pregătească un loc. Înțelegi? Știi ce face la ora aceasta Fiul lui Dumnezeu? Știi ce spune în original? În, în Cornilescu ne spune, să, mă duc să vă pregătesc, un Ioan 14, dar în original spune, mă duc să vă pregătesc apartamente. Înțelegi? Tu poate stai într-o garsonieră amărâtă, sau poate stai în chirie, sau poate stai la soacrăta și îți scoate ochii zi de zi și săptămână de săptămână și spune, a, că la mine, aici tot să vă țin, v-am crescut și nu, nu sunteți în stare și așa, și așa, vremuri grele, da? Dumnezeu să binecuvinteze toate soacrele cu pocăință amin. și cele care sunt soacre să le mântuie Dumnezeu. N-a zis toți amin. Amin? Așa, din partea soacrelor de acolo nu prea... Vorbește, Domne! Mai e ceva, fraților. Ce va fi? Nu s-a arătat încă. Și vom vedea imediat. Vreau în seara aceasta să înțelegem că Dumnezeul darurilor care ne a binecuvântat și ne binecuvintează cu tot felul de daruri cerești, pământești și dumnezeiești, ți-a încredințat ție și mie treburile împărăției lui. Știi ce înseamnă asta? Uitându-mă pe text, că tu, soră căsătorită, nu ești responsabilă de ce i-a încredințat Dumnezeu soțului tău. Că tu, frate, nu ești responsabil de fiul tău sau fica ta majoră, da? care poate deosebi dreapta de stânga. Dumnezeul talanților ne-a dat fiecăruia dintre noi și eu mă uit în seara aceasta și de la statura celor 60 de ani, și aproape 40 de ani de slujire, din care trei și-o bătus pe muche, mă uit și spun, Doamne, tot ce mi-ai dat Tu i-am folosit cu înțelepciune? Știți de ce? Există ideea asta păguboasă printre noi evanghelici, printre noi bapticostali după Evanghelie, că da, a fost o zi când Dumnezeu m-a cercetat, a fost o zi în care Dumnezeu mi-a vorbit. Am primit pe Domnul Isus, am primit botezul cu Duhul Sfânt și mă așează, frați, într-o biserică și stau acolo. Și dacă mai am o alecare de voce, mai prind un loc pe la Leviți. Dacă sunt abilitat de Dumnezeu să am darul învățării, dacă mai am și darul primirii de oaspeți și cam atât se reduce. Și atunci continui să vegetez în biserică. Știi cum să cum se uh, explică treaba asta, exact ca și a, cel de-al treilea rob. Da? Foarte interesant. Și am să vă dau foarte uh, rapid un exemplu. În urmă cu 30 de ani când uh, m-am căsătorit, am primit uh, printre darurile de la nuntă un servici uh, chinezesc, un cobalt suflat cu aur. Era foarte scump la vremea aceea. În jur de 5, 6, 7 mii de lei comuniști. Vreo două, trei salarii bune, cei care ați lucrat și știți. Ei, soția mea, ca toate femeile practice, a spus să nu folosim. Nu-l folosim că e scump și nu putem să ne permitem să-l scoatem și atunci când se vor căsători sau logodi copiii, când vom avea un eveniment, o să-l scoatem. Ei, vreau să vă spun că au trecut ani, au trecut evenimentele și în urmă cu vreo 3-4 ani, am coborât de la etajul 4 pe, cu picioarele pe pământ. Ce mai? Uh, câteva uh, încercări, câteva uh, suferințe, probleme de oase ale soției ne-au determinat să coborâm cu picioarele pe pământ. Așa și ajung copiii mari și încep să se căstorească și la mutarea aceea, făcută de altfel numai cu frați și surori, constatăm că a dispărut serviciul aurit. Și nu l-a mai folosit niciodată. Acum să nu mă înțelegeți greșit, nu dau vina pe uh, pocăiții care m-au ajutat, bapticostalii după evanghelie, că pocăiții nu fură. Pocăiții nu înșală, pocăiții nu mint. Dați-mi voie să fiu un romantic incurabil. Eu cred treaba asta, eu cred. Deci eu nu dau vin. Efectiv nu-l găsim de vreo 4-5 ani de când ne-am mutat. De ce v-am spus, de ce v-am dat exemplul acesta? Când Dumnezeul darului îți dă ceva care nu poate fi cuantificat niciodată, ești în aceeași situație cu familia Chiforean. Da? Și spui tu, Doamne, e prea prețios ce mi-ai dat. -o. Și în primul și în primul rând, Domnul ne-a dat mântuire. Amin? Amin. Mântuire ni s-a dat fără nicio plată. Prin Isus crucificat, fără nici o plată. Și noi, așa de cum vrem să fim după ce ne mântuie Domnul, încât n-am face nimic. Am cântat toată ziua în biserică, am stat toată ziua în și rugăciune, nu este rău să nu mă înțelegeți greșit. Dar viața creștină, frați, surori, copii, de pocăiți, care ați ajuns poate să gândiți și voi ca acest de-al treilea rob? Da, mi-a dat Dumnezeu. Dar e periculos. Dacă cumva greșesc. Vreau să te întreb în seara aceasta. Ești conștient că din prima zi când ți-a dat Dumnezeu aceste daruri și până în ultima zi a vieții tale pe pământul acesta, Dumnezeu te va trage la socoteală? Pentru că există și ideea aceasta, poate nu la ora de la noi, la Timișoara. Domnule, noi vom scăpa, Dumnezeu nu ne va întreba nimic. Odată mântuiți, suntem mântuiți, putem să dormim, putem să venim, putem să postim, putem să misionăm, putem să fim la spital, putem să umblăm la puscărie sau să nu facem absolut nimic, că Dumnezeu nu ne va trage la socoteală. Știți că există printre enoria și noștri mentalitatea asta? Nu știu dacă la Oradea, n-am -am apucat să vorbesc cu distinții slujitori. În concluzie, prețuiești tu darul care ți l-a dat Dumnezeu? Adică îi spui, Doamne, din tot ce mi-ai dat la dispoziția Ta. Prețuiești sau te găsești în situația familiei mele care, repet, de la cineva care a venit cu greu de peste hotare în vremea aia, când ne-am căsătorit noi, spus, uite, să nu mă uitați, un serviciu special, cobal, suflat în aur și așa. Și atunci noi am zis, la piteală! Când vor fi copii? Și copiii sunt mari, 27, 26, 22, și nu-i serviciu. Nu cumva și dumneavoastră vă jucați de a v ascunselea cu ce va da Dumnezeu? Spui, de ce? Pentru că dacă nu vei aprecia ce îți dă Dumnezeu darului și dacă la orele acestea, 19 și 3, 35 de minute, Dumnezeu în dreptul tău, nu găsește că ești un rob care ai spus gata, Doamne. În data. Pentru că asta e soluția. Doamne, ce să fac? Și Domnul ți arată ce să faci. Și apostolul Pavel putea să spună: Doamne, Dumnezeule, eu sunt academician, profesor, doctor, după ce a fost arestat pe drumul Damascului. Eu am luat diploma la catedra lui Gamaliel. Am studiat la Tars și în Ierusalim. Da? Vorbesc ebraica, aramaica, latina. Doamne! Cu alte cuvinte, greaca, cu alte cuvinte, nu mai, nu mai am nevoie. Și Domnul îi spune, hei, ia stai tu acolo. Stai un pic și meditează. Să vezi ce ai de făcut. Eu am lucrări mari de făcut cu tine. Ești conștient că în seara aceasta Dumnezeul darului te confruntă pe tine? Dacă da, Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă nu, Dumnezeu să te cerceteze. De ce? De ce? Pentru că imediat vedem în versetul 19 și rog regia de imagine și cel care e la, conduc, la butoane acolo are o predică la nuntă. După multă vreme, stăpânul robilor acelora, fiți foarte atenți, s-a întors și le-a cerut socoteala. Și acum schimbăm placa. Dumnezeu darului, prietene, Dumnezeu darului soră, Dumnezeu darului frate, prietene musafir, copile de pocăit, nepocăit, Dumnezeu darului este și Dumnezeu socotelii. Și asta am uităm, ca și acest rob. Da? După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Noi suntem uituci. Știți când ne aducem aminte dacă am făcut, dacă am lucrat, dacă ne-am angrenat în lucrarea lui Dumnezeu, la sfârșitul și la începutul anului, o dată pe an, sau pe la adunarea generală, la sfatul frățesc. Ia să vedem cum stau cu frecvența, ia să vedem cum stau cu zeciuiala, ia să vedem cum stau cu milostenia, ia să vedem cum stau cu vizitele la bonlap, ia să vedem cum stau cu vizite la pușcărie, ia să vedem cum stau cu vinzi la orfelinate de copii, ia să vedem cum stau cu misiunea, ia să vedem cum stau cu evangelizarea. Pentru că știți ceva? armată scumpă de la Maranata, ostașai lui Hristos. Cel de-al treilea uită un lucru important. Cel de-al treilea rob uită un lucru important pe care îl uităm foarte mulți dintre noi. Știți care? Dumnezeu darului se întoarce și devine Dumnezeu socotelilor. Și știți ceva? Dacă pe aici, pe la adunarea generală, o mai scăldăm, ne mai necăm conștiința, luăm plicul și îl burdușim cu ce ar fi trebuit să dăm în fiecare lună, partea Domnului. Și mă bucur că am reușit, după șapte ani de, de, de lucrare, ca la Maranata, să adunăm din zeciuială la Casa Domnului, 95% de din frate. Mi-au trebuit șapte ani de zile. Și am spus, de la mine în jos, toată lumea aduce Zeciuală aici. Dărnicia o faci unde vrei tu, milostenia o faci unde vrei tu, dar zeciuala se aduce la casa Domnului. Ne-au trebuit șapte ani și acum încasăm peste un miliard și suntem o biserică pe jumătatea bisericii dumneavoastră. Dar le-am spus ce fac eu toată lumea. Da? De ce? Pentru că Dumnezeul acesta ne va cere socoteală pentru orice lucru bun și de aceea mereu dăm vina pe circunstanțe, că n-am un serviciu stabil, că am un șef rău care nu mai mie îmi din salariu, că am o soție care n-a înțeles, confundă zeciuiala cu dărnicia, că eu știu, biserica în care sunt nu administrează bine darurile, darurile care se dau. Vedeți? Dumnezeu ne va cere socoteală tuturor, președinți, șefi de corporații, păstori, președinți de filiale, președința alianțelor mondiale, bancheri, toți oamenii vor da socoteală într-o zi. Ce-am făcut cu ce ne-a dat Dumnezeu? Și Dumnezeu te va întreba pe tine, pe tine, soră, pe tine, familie, pop, pe tine, familie, vasi, pe tine, familie, eu știu cum te cheamă, pe tine te va întreba, ce ai făcut cu ce ți-am dat? De ce, de ce insist pe treaba asta? Știți de ce? Pentru că sunt unii care nu înțeleg implicarea în lucrare, începând de la lucrurile cele mai mici, și vom vedea imediat, pentru că spun, da, ei dau, lasă că știu că nici ăla nu dă. Prietene, creștine, frate și sor, slujitor al Domnului, Diaconiță sau prorociță care ești aici? Dumnezeul nostru nu-l va întreba pe păstorul tău, nu-l va întreba pe diaconul tău, nu-l va întreba pe șeful leviților, da? Despre ce trebuia să faci tu? Te va întreba pe tine. Și nu uita că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun, amin? amin. Este un Dumnezeu sfânt, amin? Dar fiți foarte atenți, este și un Dumnezeu drept. Este un Dumnezeu drept. Atât de drept încât nu știu pe unde vei scoate cămașa. Fiindcă onești fiind, ce cale alegi începând din seara aceasta? Să continui să-i spui, lasă frate, și vin unii cu formule de-astea uh, alambicate din Biblie, să nu știe stânga ce face dreapta și tot cu Biblia, chipurile că sunt, uh, sunt foarte, foarte creștini și foarte spiritual. Nu, 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 nu. Aici se vorbește foarte clar. Și apropo, uitându-mă anul acesta, peste activitatea mea din 2013, pentru că urmează să avem sfatul frățesc anual și să dăm socoteală, începând cu noi, păstorii, mi-am făcut și eu, da? Și mă uit, fiți foarte atenți, mă uit la capitolul nunți. E un aspect, sigur, m-am uitat și la capitolul botez, priveghiuri, și mă uit la capitolul nunți și la capitolul mormântări. Capitolul nunți, 16 în 2013, în mormântări, 32. Și mă uit în dreptul fiecărui serviciu de mormântare la care am participat. Vârsta. Am avut parte de servicii de la decedați în vârstă de 9 la 59 de ani. În 2013 n-am fost la niciunul peste 70 de ani. Cu precădere sunt chemat la mormântări de tineri, foarte tineri sau oameni maturi. Și ce vreau să spun cu asta? Nu vreau să te sperii deloc. Vreau să spun însă că, indiscutabil, în 2013 eu am slujit sau am participat la, cum îmi place mie să spun, sărbătorim plecarea acasă a unor frați care mai puteau să lucreze. Și imaginează-ți în seara aceasta că 2014 este ultimul tău an. Da? Și dintr-o dată intri în anticamera cerului. Și acolo te așteaptă două scaune, da? Un scaun pentru tine și un scaun pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu te așează în fața unui ecran mult mai mare ca și acesta, să nu crezi că Dumnezeu nu ne va prezenta viața. Da? N-am inventat noi mersul pe jos, da? Și Dumnezeu va scoate caseta, fii foarte atent. Sau DVD-ul pe care este scris numele tău. Și îl introduci acolo. Știi, știi ce vrea să-ți arate Dumnezeu acolo? Ce ai fi putut tu să fii? Deci toate oportunitățile pe care le-ai avut și nu le-ai folosit. Ce vei putea să spui? Pentru că chiar cei care au suferit moarte clinică, ce ne spun? Dacă aș citit anumite cărți, Viață după Viață, al lui Raymond Moody și multe alte cărți. Știți ce spun toți cei care au trecut și au suferit moarte clinică? Într-o clipă își văd ce? Toată viața. Cum vei sta în fața Dumnezeului socotelilor? Se încheie. Și vreau să vă spun că o parte din cei care suntem în seara aceasta aici nu vom mai sărbători vreun Crăciun sau vreun Paște sau vreo sărbătoare a mulțumirii. Pot să fiu eu, dar pot să fii și tu. Și Dumnezeu va trebui să-ți prezinte. Uite ce ai fi putut să fii. Dar ai preferat? Așa cum ai auzit din poezia lui Greg Levi? Ce? Să nu faci nimic. Așa cum ai auzit despre robul acesta, netrebnic. Ce cale alegi în seara aceasta? Să vii și să pleci de la casa Domnului? Să asculți încă 14.000 de predici anul acesta? Să cânți încă 32.000 de cântări? Să ții încă 600 sau 300 sau 200 sau 100 sau 10 zile de post și rugăciune? E frumos, omule! Dar știi pentru ce îți dă Dumnezeu toate resursele astea? Știți pentru ce ne dă, stimați creștini, indiferent de culoarea dumneavoastră? Ca să le folosim spre slava și gloria numelui Său. Dumnezeu și ocaziile care ne le oferă. Dumnezeul acesta este și în al treilea rând, fiți foarte atenți, versetele 21 și 23, este și Dumnezeul recompensei. O al treilea aspect al acestui stăpân. E Dumnezeul darului, da, și suntem de acord că toți am primit măcar un talent. Amin? Și haideți, dacă tot se filmează, să ne filmeze și Dumnezeu în seara aceasta. Toți cei care ați primit măcar un talent, ridicați mâna sus. Cei care ați primit doi, la fel, și cei care ați primit cinci, 6 zeci. Țineți-o sus că filmează Dumnezeu. Hai și balconari, haideți că nu faceți scurtă, nu vă țin mult. De ce? Suntem de acord? Textul ne spune clar. Unu, doi, trei, toți au primit. Și trebuie să recunoaștem că fiecare dintre noi am primit daruri de la Dumnezeu, glorie Lui. Eu știu cât talanți am eu, câte daruri am eu, dar voi da socoteală de ele. Cu i s-a dat mult, i se va cere mult. E și Dumnezeu socotele și asta nu ne prea place. De ce? Pentru că aud adesea pe la distinși colegi ai mei, nu le dau numele că trăiesc, cel la noi e simplu, domnule, la noi sfatul frățesc așa, apă de ploaie, a, ca să, așa, să le aruncă în praf în ochii fraților. Serios. Dar cu e biserica aia? E a ta? E tău? E buticul socratei. Apostolul Petru spune, vedeți că trebuie să aveți grijă, fiindcă nu v căzut la sorți, ci este biserica Dumnezeului celui viu. Amin? Este biserica în care într-o zi, Așa cum îmi place să cred și după cuvântul Domnului, judecata va începe de la casa Domnului și nu va începe cu ușierul sau cu cel de la centrala termică. Și el va, va fi tras la socoteală. Va începe cu cei care ne înghesuim pe aici, pe la Amvoane. Se va continua la Leviți. Nu scăpați. Nu. No. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. E așa frumos să spui, vai ce voce are tânăra, vai ce voce are tânără, vai ce Clyderman aveți aici în adunare. Vai ce Jimi Hendrix la chitară, e foarte frumos, dar nu uitați că marea problemă cu leviții a fost și în cer. Lucifer, șeful închinătorilor, a fost aruncat de acolo și în multe biserici leviții creează probleme. Bacă e stilul bisericii învechit și ei vor să vină cu Christian Rock, cu alte minuni, cu tot felul de, de moșii și strămoșii, da... Să, să, fim fim bineînțeleși. Tot ce laudă, tot ce are suflare să laude pe Domnul, amin? Dar să o laude dintr-o inimă curată. Toți vom fi trași la socoteală, dar iată că Domnul acesta este și Domnul recompensei. Și vedem foarte rapid în versetele 21 și 23 ceea ce spune Domnul. Stăpânul său i-a zis, bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului său. La fel, la fel, la fel, la fel și în versetul 23. Cu alte cuvinte, dragii mei, cum vă imaginați dumneavoastră recompensa aceasta? V-ați spus vreodată serios întrebarea? Sau aveți cumva mentalitatea pe care o aud, păguboasă de altfel prin bisericile noastre. Frate, nu mă interesează nici coroanele alea a cinci despre care ai predicat matale, nici cum se numesc în greacă, nu mă interesează, eu nu vreau să fiu cu coroniță în cer. Eu dacă se poate, frate Chiforeanu, să ajung, să fiu acolo măcar lângă ușe. Și mă uit la bietul pocăit și la biata pocăită cu mentalitatea asta și îi spun, E posibil să fii lângă ușă, dar dacă ai mentalitatea asta, o să fii lângă ușă, dar afară. De ce? Pentru că Dumnezeu spune foarte clar aici, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, dar înainte de tot și de toate, iată procedura stăpânului, slăvit să fie numele Lui. Întâi de toate vei primi o felicitare. Aveți careva diplome și felicitări în biroul dumneavoastră? Eu am. Le-am primit, nu știu pentru care, vorba a poeziei lui Sergentul, Drept pentru care fapte? Știu eu, ci că pe data am luat steagul redute și pe data cu el străpunși de glonțuri ne-am prăbușit în șans. Atunci colonelul, dând mâna cu sergentul, se întoarce de un ordin pe loc tot regimentul. Se întoarce, poartă arma, salută cu onor românul care pleacă tregând al lui picior. Noi avem cumva o mentalitate și neoprotestanții în special, cu ideea aceasta noi nu trebuie să umblăm după lucruri mărețe, vedeți, noi nu suntem de neam ales și ani de zile cei care au introdus mentalitatea aceasta au făcut ca potențialii lideri ai societății, miniștri, președinți, doctori, muzicieni, eu știu, artiști, chirurgi, computeriști, să n-ajungă niciodată pentru că a venit un tată și o mamă care a spus, știi, prun cum eu. Știi, noi trebuie să fim așa, să umblăm după lucrurile astea smerite. Eu vă întreb, ca, ca fii de Dumnezeu, Dumnezeu vrea să fim cap sau coadă? Poftim? Cap. Nu știe Dumnezeu cât valorezi măria ta? Nu spune el foarte clar, unul i-a dat cinci, altul i-a doi, altul i-a unu și îmi place extraordinar de mult aici. Versetul 5, fiecare o după puterea lui. Cine te cunoaște mai bine? Și dacă Dumnezeu a pus în pruncuța ta sau în pruncul tău calități pe care nu le-a avut neam de neamul tău, cine ești tu să-l strivești, să-l strivești, să spui, mamă, dacă o să ajungi doctoriță, o, oh, ce e în spitale, ce de străbălare. Păi ce vrei să fie? Tot spălătoreasă ca tine? Dacă Dumnezeu are altceva în plan. De ce spun lucrul acesta? Pentru că vom avea surprize. După ce primim felicitarea, cum vă imaginați că vom sta în cer? Care e imaginea dumneavoastră? Că o veșnicie nu vom face nimic. Să știți că așa cred mulți. Să știți că i-am întrebat pe voi. Ce cred? Cum va fi? Frate, tot te aud de cer și de al treilea cer și de așa. Dar cum? Păi ia uitați-vă aici. Vom avea surprize. Pentru că unii au ideea că după ce trec dincolo și după ce Domnului, îi dă ok bine, rob, bun și credincios, ai fost credincios, da? Acum plutește 3 miliarde de ani lumină pe norișori, cu șase aripi, două aici, două aici. Sau alții cred că cerul este un loc pentru pensionari. Sau alții cred că toată veșnicia nu vom face altceva decât vom cânta. Da, vom și cânta, dar textul ne spune ceva în seara aceasta care s-ar putea să vă șocheze pe mulți. Mai, mai ales aceea cu mentalitatea de turiști și pensionari în cer. Vă garantez după cuvântul Domnului. Ai fost credincios, versetul 21, vă rog, și 23, B. Ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Amin. Ce se întâmplă? Ce pot să văd eu în seara aceasta aici? E un lucru care mă șochează la prima vedere. Cum adică, Doamne, dacă am avut 5 sau 10 sau 3 talanți sau patru au fost puține lucruri să însemne puțin când un frate sau o soră sau mai mulți sunt în lucru Domnului 12-14 ore zilnic și fac treabă de calitate, să știți, cunosc astfel de oameni, mare ai lui Dumnezeu. Sau alții 10 ore, sau alții 6 ore. Da? E puțin lucruri ce spune aici. Vedeți? Ce să însemne puține lucruri? Comparativ cu ceea ce urmează, asta vrea să spună textul și vi-l traduc. Comparativ cu ce ne așteaptă, ce ai făcut aici este puțin. Chiar dacă am auzit, fratele are dar cu are dar cu are dar cu Fratele, scrie cărți, fratele, vorbește la televiziune, fratele, transmite mesaj, fratele are grijă și de 4-5 orfelinate. Sunt oameni lui Dumnezeu. Dumnezeu slăvi să fie El pentru astfel de oameni și să ridice pe mai mulți și să ne trezească și pe noi la o viață plenară. Dar știți ce se întâmplă? Am putea parafraza cam așa, comparativ cu averea lui Bill Gates, a lui Carlos Slim, a sultanului Bruneiului și a cine mai vreți dumneavoastră, a lui fondatorului lui Apple, Steve Jobs. Comparativ cu toate astea, e nimic pe lângă ce ne așteaptă, pentru că Ioan spune, ce va fi, nu s-a arătat încă. Dar atunci când va veni El, vom fi ca El, slăvit să fie în numele Domnului. De aceea, în seara aceasta, Aș vrea să spui câteva întrebări în concluzie și în încheiere, pentru că timpul nostru zboară. Nu știu dacă merge bine chinezismul ăla de pe perete, dar întâi de toate, te rog să răspund sincer, ești în prezența lui Dumnezeu. Ne-a primit Dumnezeu în audiență în seara aceasta, slăvit să fie numele Lui. Și ne-a prezentat o pericopă, fiecare dintre noi, mai vechi, mai noi, baptiști, penticostali, ortodoxi, da? Prima întrebare, Care este talentul sau talanții pe care mi-a dat mie Dumnezeu? Câți am? Câți am? Unu? Am fost de acord că toți am primit măcar unul? Doi? Cinci? Zece? Adică avem resurse pentru 150 de ani. Avem resurse pentru 75 de ani. Avem resurse pentru 30. Și aceia care sunteți foarte ocupați, fratele grăbitul și sora Dinamită, aveți resurse pentru 15 ani. Deci nu aveți nicio scuză. Nu puteți spune, frate, domnul mă știe că sunt ocupat. Eu aș vrea, frate, aș vrea și eu să vin, aș vrea, soră, să vin și eu la cercul de studiu, de rugăciune, aș vrea să organizăm conferința surorilor, aș vrea să, aș vrea să, da, sunt foarte. Ai auzit poezia lui Greg Levi? O altă întrebare. Cât de mult cresc în fiecare zi în asemănarea cu Hristos? Nu în asemănarea cu frații. Nu, nu, nu. Cât de mult cresc în asemănarea cu Domnul Isus Hristos? Cât de mult? Pentru că, în final, când ni se va face semnul acesta, ni se va face de către Domnul Isus. Dreapta și stânga. A treia întrebare. Știu că sună cam ciudat întrebarea asta. Ce aș vrea să se scrie pe piatra mea funerară dacă anul acesta voi pleca în veșnicie? În afară de numele, prenumele, anul nașterii, cratimă și anul morții. Ce aș vrea să se scrie? Știți ce s-a scris pe piatra funerară a împăratului Saul? Știți care a fost epitaful de pe piatra lui? Am lucrat ca un nebun. Cum vrei să rămâi? în conștiința fraților și a surorilor. Fratele supăratul, fratele legalistul, fratele bunătate, sora încurajare sau sora cicălitoare? Sau sora bărfitoare? ce ai vrea să se scrie? Cât de clară este ce am eu de făcut, ce am eu de făcut anul ăsta? Cât de clar. Vis, vis de lucrul acesta, John Wesley, fondatorul metodismului, și mă apropii de încheiere urgent, John Wesley spunea așa: creștinii ar trebui să se ghideze după trei reguli. Și vă rog să le notați în minte, în memorie, să și filmează. Creștinul trebuie să câștige cât poate, creștinul trebuie să economisească cât poate, și creștinul trebuie să dăruiască cât poate. Câștigă cât poți? Economisește cât poți și dăruiește cât poți. Din păcate, și acum parafrazez eu ce spunea John Wesley, noi ne-am oprit la primele două. Două, trei jaburi, 16, pe dacă s-ar putea și 20 de ore lucrăm. De acord până la un punct economisim, dar când e vorba să dăm drumul, suntem ca văduva din Sarepta, avem artrită, nu mai putem să descle descleștăm mâna. Și Biblia ne spune că este mai ferice să dai decât să primești. Aș vrea în seara aceasta, în câteva minute, câteva minute, trei, două, unu, te rog frumos să te rog frumos să stai puțin în, înaintea Dumnezeului darurilor. Este prezent aici. Este aici în seara aceasta. Este aici. Și te rog să-ți verifici foarte clar implicarea ta și aportul tău la împărăția lui Dumnezeu. De ce? Îmi place foarte mult. Ilustrația pe care am citit-o undeva despre o soră dintr-o mare biserică americană, undeva la 35.000 de, de membri să știți că funcționează, ca o armată acolo, totul funcționează. Noi nu, ne mai, noi nu ne imaginăm, noi când ajungem deja la 400, la 700 de membri, zice, și mai ales noi slujitorii, cum să-i, că românul are mentalitatea asta de oaie, Așa, când o ia pe arătură, greu să-l aduci, disciplină, cuvântul Domnului. Asta e, ne mai trebuie. Ne mai trebuie să dea Domnul să mai fie har. Ei, în biserica aia, era o soră atât de anonimă, încât slujba ei fiți foarte atenți. În toată biserica aia de 300 de, 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 mii de membri era să spele vasele pentru toate agapele care s-au organizat acolo. Logodne, cununii. Ea a înțeles Că jobul ei, slujba ei, slujirea ei, ea spunea, n-am voce, nu dispun de sume mari, nu pot să. n-am o mașină să pot să mă duc în misiune, dar știu că eu pot să fiu acolo la debarasat, la curățat și. Și vine momentul în care se descoperă pe la vreo 59 de ani care o tumoară și doctorii au spus foarte scurt, câteva săptămâni. Nu bă? nu mai aveți șanse. Și sora îl cheamă pe păstor, cheamă pe diacon, pe prezbiter și spune, fraților, știți că eu am slujit la cea mai umilă uh, uh, poziție din biserica noastră. Aș vrea să țineți cont la mormântarea mea să fiu îmbrăcat așa, să se cânte cântarea asta, să se recite poezia asta, și în sicriu să permiteți ca alături de Biblie să-mi fie puse și mie un cuțit și o furculiță. Societatea americană, care este o societate mai conservatoare decât cea europeană, prin copii, a spus, dar nu se poate mama, păi ne faci de râs. Când o să treacă la ei se obișnuiește ca să se treacă întreaga congregație prin fața catafalcului, prin fața sicriului. Ce o să zică? Ai Biblia, înțelegem. Dar ce să spună oamenii când o să vadă lângă Biblie furculița și cuțitul? Femeia a insistat cu ultimele puteri din glas și i-a rugat pe frații păstori să-i respecte doleanța și le-a explicat și a spus, veniți copii, toată viața eu am fost de și spălătoreasa și femeia care a spălat vasele pentru mii și mii și mii de oameni care au trecut pe la sala de festivități. Și am făcut-o cu dragoste. Și, într-adevăr, toți apreciau efortul ei, inclusiv păstorii. De aceea, nu uitați să apreciați slujbele care se fac. Dar aș vrea, prin gestul acesta, când toți vor trece pe acolo și se vor întreba: De ce lângă Biblia cuțitul și furculița? Să-i spuneți așa. Pentru că sora Betty, prin asta vrea să vă spună că ce e mai bun, abia acum urmează. După moartea ei, adică va sta la masă. Cu Domnul Isus, cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Și asta o veșnicie. Frate și soră, ești în seara aceasta aici. Și cuvântul lui Dumnezeu ți-a vorbit ție personal. Și ne-a vorbit fiecăruia personal.